Bună dimineața, 28 mai. Este ora 10 și începem cu micul dejun. L-am făcut la fetele, am făcut așa, Rebecca e omletă, a vrut ea cu mușchi și am avut eu, am gușa afumată și am pus și nu-i place. Nu-i mai plac nici legumele, nu-i place nici omleta. Am venit să strănut. În fine, nu știu ce să mănânce. I-am interzis dulciurile azi și mâine, nimic dulce. Și eu vreau să îmi fac salată de varză pentru Iris. Am fiert ou, am două ouă, dar vreau încă frige. Vreau să-l tai să văd dacă este moale sau nu. Și am pus aici în castronele roșii, castraveți și brânză. Și le pun ca să mănânce așa amestecat. Oricum ea nu mănâncă gălbenuș, mănâncă doar albușul. Dar să vedem. Și eu vreau salată de varză. Asta e prima. Cu ce rămâne de la copii. Ideea este să nu mai mănânc deloc dulciuri. Aici, dulciurile. Doamne ajută! Doamne ajută-mă! Bun, trecem la treabă. Am salată de varză cu mărar și cu sare. Atât, varză, mărar și sare. Și aici am gălbenușul de la Iris și asta sunt legumele de la Rebecca și omletă. Și asta este prima masă a zilei. Nu știu dacă o să mănânc tot, o să vă arăt. Dar în principiu începem cu varza. Am terminat. Asta este ce a rămas. Varza. Nu mai mănânc pentru că sunt săturată și dacă mai mănânc o să fie deja mult prea mult. Deja simt că sunt sătură. Ar trebui să încep să nu mai fiu sătură la fiecare masă și de asta nu o să mai mănânc. O să o păstrez pentru mai târziu probabil. Este 10 și un sfert. Mă pun să fac o cafea. Și am făcut și eu cafea cu lapte, cafea simplă cu lapte, să o beau acum după masă. Am fost la Lidl, că nu mai aveam lapte și pâine și am luat așa o sticlă de asta de lapte, de 1,5 litri, 3,5% grăsime, două pachete de biscuiți, pentru că nu mai aveam deloc și Rebecca mai vrea biscuiți cu măr și banană și toate îi mai dau și lui Iris, așa cât un biscuite. De ronțăit și voiam să mănânc ceva cu salată de varză pentru că mai am aici nițică salată de varză. Nu vreau să o arunc, eventual mai tai niște salată, niște varză. Vreau să mănânc cu jumări pentru că simțeam nevoia să mănânc ceva dulce și simt nevoia să mănânc. M-am oprit de două ori la foietaje și le-am refuzat și nu știam exact ce să mănânc pe urmă cu salată de varză. Am să mănânc salată de varză. Mai am varză, se vede aici, dar până astăzi la Lidl e varza 1,50 lei, așa că am mai luat una, că intenționez să mănânc salată de varză cât de mult pot. Și apoi am zis așa, hai să-mi fac niște guacamole, dacă găsesc avocado mai copt. Și am găsit, sunt aici două bucăți de avocado, o să folosesc decât unul, să-mi fac niște guacamole. Pentru diseară eu vreau să fac quesadilla, că am lipi. Iris vrea paste, așa că o să-i fac paste cu sos roșu. Dar eu vreau să mănânc acum puțin ca să nu, că trebuie să plec și să nu fiu tentată să-mi iau vreo plăcintă sau ceva. Am luat pâine cu cartofi. Am luat fasole bătută la reducere. Expiră pe întâi, asta o să ia Lucian la muncă. Și am luat și humus. Așa, expiră pe întâi. O să mănânc acum, cred că. Humus cu guacamole. Și salată de varză. Aici asta i-am avut cadou, biscuiții ăștia, la un prag, cu aplicația Lidl Plus. Roșii de Spania, luasem unele de România, dar nu le-am mai găsit acum. Două bucăți de mango, că erau 4 lei, Iris este fan mango, ăsta este moale și sper să-l mâncăm diseară sau mâine. Ardei iute, că știți că noi mâncăm mult ardei iute. Și nu mai aveam 3 bucăți de piersici și acolo am mușchileți din piept de pui, tot așa la reducere, îl fac acum și o să pun puțin la paste cât îi fac pentru ei, probabil că mănâncă și Rebecca, în fine, o să fac niște paste cu sos roșu și o pun mușchilețul ăsta, o să-l fac pe tot și o parte pun la paste, o parte pun la quesadilla și ce mai fac? Și pun cu paste, sos roșu și brânzeturi, mozzarella și ce mai am. Asta curge. Deci, oalele sunt pe foc pentru quesadilla, pentru paste, pentru tot. Am reușit să-mi fac guacamole. Îmi place mult pe pâinica asta, mai am două felii, sper să mai fie bune și să le mănânc. Cu salată de varză, nu știu dacă mai am timp să-mi mai tai alta și cu humus. Și astea sunt. Deci am legume, dacă nu varză, uite, mai am ăsta, mănânc din ăsta direct.
De haide dulce și de bună varza asta. Că eu așa o mănânc. Da. Asta este masa 2. Este 2, ora 2. Deci, nu m-am gândit niciodată că voi mânca vreodată varză cu humus. Chiar mă gândeam, dacă nu mănânc pâine, cu ce mănânc eu humusul ăsta? Ziceam. Cu ce am zice? Cu morcov. Nu prea mă încântă mie ideea de morcov. Dar acum, cu varză, foarte bun. Și pentru că mai am timp, vreo 25 de minute, mi-am făcut o cafea, să scap și de laptele ăsta, de sticlă de fapt, să arunc sticla, să duc gunoiul când plec. Mai am pastele pe foc, aici am pieptul pentru quesadilla și legumele, am ceapă roșie, le-am clătit în puțin unt, ceapă roșie, capia de la congelator și aici dovlecel tăiat fâșii și o să le pun atunci când mă întorc să mâncăm cald. Pentru fete mai e ciorbă în frigider, dacă mănâncă, dacă nu, le-am făcut paste. Este 5:20. N-am mai mâncat între timp, am ajuns acasă, am făcut quesadilla. Îmi iau de aici. Jumate trebuie să tai, jumătate. Așa arată quesadilla. Cu legume, roșii proaspete, ceapă, ardei, capia și dovlecel călite, cu piept de pui, cașcaval și cu sos de roșii deasupra. Și am trecut și am luat și niște căpșuni de la o tarabă, 14 lei, cică românești. I-am dat deja lui Iris să mănânce. Ce aromate sunt! O să ajung că vineri în Tomistre în piață. Bă, dacă găsesc mai ieftine, că acolo de obicei sunt toate mai ieftine.